Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Dacă vreți să vă uitați la viitor optimiști, atunci urmăriți cu atenție acest interviu și cu siguranță o să fiți surprinși plăcut de ceea ce fac românii noștri, liceenii, studenții noștri, atunci când se întâlnesc cu un profesor pasionat care reușește să ne canalizeze energia într-o direcție care scrie istorie la propriu în întreaga lume. Rompetrol este partener al echipei de robotică a României, formată din elevi de liceu și studenți cu performanțe internaționale absolut remarcabile. Doar anul acesta au câștigat campionatul internațional de robotică din Chicago și au obținut și locul întâi la campionatul de robotică Asia-Pacific, iar Rompetrol le-a susținut călătoriile și la competițiile din Rusia și în America, dar și la Expo Dubai, unde sunt prezenți în aceste momente în pavilionul României. Puteți să-l vizitați de altfel până pe 31 martie 2022, dar despre cum românii scriu istorie și mai ales într-un domeniu de viitor cum este robotica, ne lămurim cu ajutorul lui Ionuț Panea, este profesor și coordonator al echipei de robotică a României, echipa AutoVortex. Bun venit la Europa FM! Bună ziua tuturor! Bine v-am găsit! Haideți să luăm cu începutul. De unde pasiunea asta pentru robotică și mai ales cum convingi niște elevi de liceu și de studenți și studenți să lucreze împreună? Cred că eu sunt exemplul evident că există excepții, că nu știu, că nu trebuie să urmărești o regulă clasică a sistemului. Eu sunt economist, eu am terminat Academia de Studii Economice din București. Teoretic, eu n-ar fi trebuit să am nicio tangență cu domeniul tehnic sau cu ingineria sau cu lucru cu copiii mai mici de liceu. Eu ar trebui doar să mă ocup de studenții mei, să le predau finanțe și asta e tot. Totul a început acum 10 ani de zile, în orașul Voluntari. Am primit atunci o invitație destul de ambițioasă de la directorul liceului din localitate să mă ocup de echipa de robotică pentru un concurs de lupte între roboți organizat de Școala Americană din Pipera. Credeți-mă, eram nu neapărat speriat, doar că i-am explicat omului că eu nu mă pricep la robotică, eu n-am construit niciodată roboți, nu știu să-i programez. Într-adevăr, aveam o soră mai mică, îmi plăcea să lucrez cu copiii, vorba bine, că erau totdeauna să jucau pe acolo, doar că nu aveam niciun pic de experiență în domeniul acesta. Și îmi zice directorul, hai mă, că mi-a instalat un Windows, încă merge foarte bine, eu zic că te-ai descurcat. Hai să încercăm. I-am cunoscut pe copii, erau mai speriați decât mine. Și într-o săptămână și jumătate am reușit să punem pe picioare un robot, căutam pe internet cum se programează, eram fix ca în poveștile în care, nu știu, n-aveai unde să întrebi în stânga și în dreapta, doar trebuia să te descurci cu ce ai. Am reușit să câștigăm locul întâi, i-am bătut de am rupt. A trebuit să mă lupt cu foarte multe prejudecăți. În primul rând, copiii aveau o atitudine de pierzător. Chiar cu două zile înainte să ne prezentăm la concurs, băi, nu-ți mai are sens să mergem, oricum ne luăm bătaie, poți să-și bată joc de noi, nu e locul nostru acolo, hai mai bine să ne retragem acum decât să ne luăm bătaie. Și am zis, hai mă să încercăm, până la urmă e șansa noastră, trebuie să pornim de la un pas egal. Ce m-a impresionat foarte, foarte mult și cred că de acolo s-a creat un pic atmosfera noastră pe viitor, mi-a plăcut foarte mult felul în care, de exemplu, copiii îmbrățișau profesorii pe holurile școlii americane. Exista un respect, dar nu forțat, ca la noi în sistemul românesc, în care oamenii chiar zâmbeau, ceea ce mai rar vezi, nu doar la copii, dar și la adulți. Și mi-a plăcut foarte mult atmosfera aceea foarte caldă, primitoare. Ce-i drept, în timp am cam observat eu că e un pic falsă, dar parcă falsul ăla, nu știu, îți făcea bine pe moment. Noi am câștigat locul întâi, ne-am dus la campionatul mondial din Statele Unite, care s-a ținut în St. Louis și la fel, noi ne așteptam să vedem America, măreția care apărea în filme, la televizor, opulență, de unde? Orașul ăla era într-o decădere groaznică, lumea pleca pe capete, dar concursul în sine, cum să zic, ne-a plăcut foarte, foarte mult. Și a fost fix momentul de cotitură în care noi puteam să luăm evenimentul doar ca o plecare, wow, am văzut America, am mâncat un hamburger, ne-am deplinit visul, vezi, doamne, american, sau hai să continuăm proiectul. Eu nici nu m-am gândit că comunitatea nu o să-și dorească să continue proiectul, de unde am rămas și cu piesele și cu copii, a trebuit să continui la mine acasă în garaj, exact ca și în filme, asta am făcut 5 ani de zile, și noi ne-am ambiționat foarte, foarte tare să câștigăm locul întâi. Deși eu n-am participat niciodată ca și elev sau ca și student la olimpiade, concursuri școlare, nu știu, parcă am descoperit așa în mine o dorință să câștig, să fiu cel mai bun. Și am văzut că
uite, la concursul ăsta, chiar dacă mai sunt momente în care, nu știu, ți se pare că te depunctează sau ți se fac lucruri urâte, cât de cât dacă te descurci bine și tragi tare, poți să iei locul întâi și nu depinzi de jur sau de părerea celor. Și asta am încercat să le însuflețesc și copiilor, să inspir, să devină cei mai buni, să-și dorească să câștige, pentru că e foarte, foarte important mentalitatea de început, și să vadă că lucrurile nu pică din cer. Trebuie să stai noaptea, să-ți construiești robotul, să-l programezi, să-ți cauți parteneri, tocmai pe această cale. Mulțumim Ropetorului că a avut deschiderea, nu doar față de noi, dar în sine, față de ideea de a sprijini copiii într-un domeniu relativ exotic pentru România, dar care are rezultate foarte bune și care, fără să-ți dai seama, înglobează cam toate disciplinele la școală. Că tu trebuie să știi și un pic de matematică, și un pic de fizică, și un pic de chimie, dar și foarte multe soft skill-uri, care, din păcate, nu prea le înveți la școală. Să lucrezi în echipă, să împarți cu ceilalți, nu știu, suculețul tău, să-i dai din bucata ta de pâine. Adică sunt lucruri pe care, fără să vrei, le experimentezi, tu deja îți creezi altă mentalitate, te simți ca într-o familie, noi cel puțin așa încercăm, și totdeauna, în momentul când vin copiii noi în echipă, încercăm să facem transferul de informații și de cunoaștere de la unul la altul. Noi nu lucrăm cu adulți, cu profesori, cu învățători. Eu sunt cam cel mai adult, să zic, ca și vârstă dintre ei, deși și eu mă pun de multe ori la mintea copiilor. Și încercăm să fie o atmosferă și, cum să zic, o stare de bine, dar în care se și muncește, se și distrează, dar sunt și rezultate foarte bune. Și asta ne motivează, în primul rând, să continuăm, să fim în continuare cel mai bun, cei mai buni, dar în același timp, e și o datorie destul de grea odată. Trebuie să ții totdeauna, cum să zic eu așa, ștacheta foarte, foarte ridicată. Lumea are așteptări, lumea crede că e foarte ușor să iei locul întâi. A, păi dacă au câștigat și în Rusia, și în America, în Africa, de sud, peste tot în lume, sigur câștigă și acum. Într-adevăr, e șansă mare să câștigăm, dar trebuie să te pregătești din timp. Și în al doilea rând, ne-am încercat să dăm și înapoi comunității. Acum 5 ani de zile am reușit să aducem concursul în țară, în România, tocmai ca să fie disponibil și accesibil și pentru copilul ăla care stă undeva prin Moldova, mai departe, sau nu știu, cineva care stă mai departe de București și de noi, dar în același timp ne-am dorit foarte mult să însuflețim ideea de performanță. Faptul că e ok, poți să iei ca o joacă, ca o activitate extrașcolară, ca, nu știu, o diplomă în plus la dosar, dar tu în momentul când te duci la un concurs internațional și îți reprezinți România pe echipa națională de robotică, trebuie să ai totdeauna un rezultat pe măsură. Fiindcă asta rămâne, oamenii țin minte totdeauna cine a câștigat locul întâi. Nu vreau să fiu rău, că știu că celelalte echipe se chinuie, muncesc, se implică, doar că trebuie să fie foarte, foarte realiste că trebuie să dai maxim. În alea câteva ore cât stai la concurs, trebuie să se vadă munca ta de un an de zile. Dacă ai ratat ocazia, mai încă o fisă peste un an și e păcat să aștepți încă un an. Eu nu spuneam, ce înseamnă concret un concurs de robotică, mai ales unul internațional? Ce se întâmplă acolo? Ce faceți? Așa, văzut de la distanță, par niște jucării pe un teren. Par niște jucării pe un teren. Pentru noi, cam totdeauna, e o luptă supremă. Noi și zicem că noi nu ne ducem la concurs, noi ne ducem la luptă. Pregătim invazia din Rusia, chiar puneam postări, tancuri, în care, nu știu, ne încercăm așa să ne creăm o stare de bine, să ne automotivăm. Noi câteodată poate ducem lucrurile un pic la extrem, adică noi, din cauza că ne dorim foarte, foarte mult să câștigăm, ceilalți concurenți, chiar și organizatorii, ne percep ca o echipă foarte agresivă. Wow, vin românii, neapărat doresc să câștige. Nu, noi suntem dominați. Normal că ne dorim să câștigăm, nu suntem absurzi. Din cauza aceea investim o grămadă de timp, o grămadă de resurse și ne dăruim copiilor. Și în același timp, copiii de la noi sunt exact ca niște spartani, adică, nu știu, noi țipăm unii la alții, suntem foarte activi, ne implicăm, ne dorim foarte, foarte mult să câștigăm și mai ales că în momentul în care simți că meriți lucrul ăla, ți se pare nedrept ca, nu știu, cumva să ți se pară că brusc se schimbă un scor sau a apărut ceva neașteptat. Într-adevăr, e foarte, foarte multă adrenalină. Asta cred că m-a ținut activ o grămadă de timp. De ce? Niciodată nu știi ce se întâmplă, ce se strică la robot, ce se fac adversarii, cu cine pici în alianță. Din cauza că jocul este foarte interactiv, adică pe un teren se luptă 4 roboți, se luptă, se joacă, se duelează, 2 contra 2. În momentul acela, tu de-abia în dimineața concursului afli cu cine te aliezi împotriva cui. Trebuie să-ți faci strategiile, copiii trebuie să vorbească între ei, trebuie să negocieze. Avem câțiva copii pe care noi îi transformăm în spioni, îi trimitem în galerie, tocmai ca să analizeze ce fac ceilalți și ne notăm în timp real într-un sistem informatic diverse date. Pe baza lor, noi putem să aflăm procentul de probabilitate cu care noi putem să câștigăm mai bine sau mai rău cu unul din parteneri.
După care noi încercăm să aducem câte doi roboți, tocmai ca să avem strategii. Și astfel încercăm să implicăm, fiindcă noi avem foarte mulți copii în echipă, ca fiecare să construiască ceva, să programeze ceva, să fie parte, să știe, bă, bucățica aia din robot a fost gândită de mine sau a fost condusă de mine către victorie. În momentul în care vezi scorul final, că de multe ori scorul e foarte, foarte strâns, parcă e și o explozie de fericire, cum am pățit în Rusia. Eram 7 oameni într-o sală cu 5.000 de ruși, toată lumea aștepta sufletul la gură rezultatul final și am văzut că am câștigat la o diferență foarte, foarte mică, dar am câștigat. Și am sărit în sus de bucurie. Toată sala era o liniște de amătoare, nimeni nu zicea nimica, dar după ne-am strâns mâna, ne-am felicitat, adică a fost un fair play pe care rar îl mai găsesc. Sunt și alte țări, din păcate, unde se mai organizează concursuri, cum ar fi în vestul Europei sau Canada, în care nu mai avem voie să participăm deloc. Ne acuză, din păcate, că le timorăm copiii, că din cauza noastră nu mai le pot crește programele, să se înscrie echipe noi, fiindcă de atâția noi câștigăm locul întâi. Și uite că pe unii oameni îi deranjează că câștigi, deși ar trebui, nu știu, să învețe ceva din experiența noastră, fiindcă noi suntem niște oameni darnici, le dăm inclusiv piese de schimb celor alte echipe, încercăm să le dăm un sfat. Dacă ne întreabă ceva, le răspundem cu tot dragul, dar normal, ne vedem și noi de treaba noastră, că noi vrem să câștigăm ca oricare. Și atitudinea noastră e complet atipică față de percepția străinilor despre România și cum ar trebui să fie România. Adică românii n-ar trebui să aibă ambiție, n-ar trebui să aibă așteptări mari, să nu-și dorească locul întâi. Deci când văd că noi fix asta vrem, poate chiar să uite ciudat, bă, ăștia sigur sunt români, ăștia sigur sunt copii și nu cumva sunt studenți sau cine știe ce persoane foarte avansate, inclusiv eu sunt suspectat că cine știe ce inginer sunt eu, dar doar așa dau o economie sau om simplu. Nu, suntem niște oameni simpli care avem o ambiție de nemărginit, ne dorim foarte, foarte mult să câștigăm și fără să-ți dai seama din tot acest proces și toată această aventură, odată se creează un proces educațional super frumos pe care nu poți să-l replichezi la școală, copiii se maturizează, văd realitatea, din păcate văd realitatea cruntă, care de multe ori nu e cum ni se prezintă lor la televizor, sau invers, se doboară multe stereotipuri. Uite că și străinii sunt de treabă, uite că și țara respectivă nu e chiar cum mi s-a spus mie prima oară și parcă lucrurile astea îți dau curaj odată să fie deschiși, să comunice, să nu uităm că trăim într-o lume globalizată. Poate copilul cu care tu acum lupți la concurs, poate să lucrezi împreună cu el la o multinațională peste 10 ani. Sau invers, o să-și facă fiecare firma lui și o să concureze în alt domeniu. Parcă asta e partea frumoasă, că, nu știu, copiii încă știu să se joace, încă știu să se respecte, dar e foarte important cum îi modelez de la început ca să se prezinte cum trebuie. Cât de greu e să atragi tineri spre, îi spunem deja, sport sau cum ar trebui să numim robotica? La cum stă treaba, e chiar un sport al minții, e un adevărat sport al minții, fiindcă sunt atât de multe domenii amestecate, nu doar domenii tehnice, mai ales partea asta de soft skill-uri, inclusiv inteligența emoțională, pe care, sincer, nu poți să le replichezi la alt sport, adică trebuie să fii bun în multe domenii și fiind acest sport de echipă, trebuie să-ți găsești totdeauna mixul perfect de copii care să-ți ducă robotul acela la victorie. În momentul în care tu reușești să găsești, cum să zic eu așa, rețeta perfectă și ea funcționează, e foarte important să în fiecare an să adaugi ceva nou, să adaptezi, să te gândești, inclusiv, uite, la situația actuală din cazul pandemiei, ne-am apucat, ne-am construit un robot medical, după care am reușit să-l transformăm într-un robot umanoid pe care l-am dus în Dubai, lumea poate să-l vadă la pavilionul României. Adică noi n-am stat pe loc pe ceva de genul, asta e că nu mai funcționează lucrurile cum știam noi, oprim. Nu, ne adaptăm, creăm, inovăm, fiindcă până la urmă asta e partea frumoasă a activității, recrutăm în continuare copii. Noi suntem totdeauna foarte deschiși pe canalele de socializare, de exemplu pe Facebook, pe Instagram. Fiindcă tinerii din ziua de azi nu prea stau ei la televizor sau să citească ziarul sau prin parcuri, ei sunt foarte, foarte activi digital. Pentru ei lumea, să zicem, virtuală este foarte, foarte importantă, adică e bine să arate o poză ca lumea, un filmuleț bine făcut, dar în același timp nu poți să-ți bați joc de ei, să-i chem la hub și să vadă că realitatea e complet diferită. Noi încercăm să avem totdeauna un nivel de calitate foarte, foarte ridicat și din punct de vedere al roboților, al pieselor și a interacțiunii cu copiii. Și asta zic foarte mulți copii care de multe ori poate vin de la alte echipe. Uite, la voi e diferit, la voi se simte atmosfera de familie, că ești iubit, că ești ajutat, că ești înțeles. Nu e relația aceea rece între elev și profesor în care doar ți se dă ordin sau tu trebuie să respecti profesorul din cauza așa trebuie. Nu. Îl respecti fiindcă omul a fost bun cu tine, ți-a explicat ceva și tu la rândul tău, fără să vrei,
simți nevoia să predai ștafeta către colegii tăi mai mici, fiindcă totdeauna generațiile se schimbă, o parte din copii rămân mentori pentru generațiile următoare, parcă asta e partea frumoasă, că există o continuitate, există o poveste și parcă fiecare copil poate să fie o nouă pagină din cartea poveștii autovătex. Cum pot să vină noi copii în această poveste frumoasă? Copiii sunt, să zic așa, rugați să ne contacteze pe Facebook sau pe Instagram. Ei pur și simplu trebuie să scrie Autovortex, e numele echipei noastre, e un singur Autovortex în toată lumea. Noi încercăm să le răspundem cât de repede. Chiar vinerea aceasta vom avea întâlnirea recruților. Este o întâlnire un pic non-formală în care noi le dăm recruților un test. Nu vă imaginați că e test de aptitudini, îi pune să găurească sau să bată cu ciocanul. Ei trebuie să citească manualul jocului, măcar să știe, să zic așa, în ce se bagă, în ideea în care noi fiind foarte, foarte activi la acest joc american FTC, măcar să știe regulile de bază și cam ce îi așteaptă. Noi după care avem un mic interviu, o discuție verbală cu ei, în care vrem să vedem cum ar veni și omul din spatele măștii. Nu știu, cum sunt copiii în viața lor reală, ce le place lor, ce îi atrage, ce tâmpenii au făcut ultima oră. Adică noi suntem și o echipă un picuț așa mai dubioasă, să zic, fiindcă noi vedem și latura umană a omului, ok. Toți copiii și noi construim roboți, dar noi nu vrem să devenim roboți. Noi, că suntem oameni, trebuie să ne distrăm, să ne bucurăm. Și până la urmă, asta atrage pe copii. O atmosferă plăcută, o atmosferă în care simți că ți se dă ceva, se împart, lucrurile se împart între noi și în care știi că totdeauna dacă ai o problemă, poți să vorbești cu cineva, poți să te orientezi către ceva, înveți lucruri noi și dacă participi la concursuri, efectiv, nu știu, ți se deschide un orizont. Tu vezi lumea, poți să compari lumea din România sau ce așteptare aveai tu de la facultățile din România cu diversele instituții din străinătate sau invers. Poți să vezi că nu sunt chiar ca și așteptările tale și e foarte, foarte important să fii activ, adică să nu te plafonezi sub nicio formă, deși mai apare un efect advers. Din cauza că foarte mulți copii cu noi au activități atât de diverse, atât de intrigante și plăcute, când ajung la facultate se plictisesc. Adică, parcă a fost mai frumos ce făceam eu la liceu și mai util decât ce mi se preda acum și se face teoretic în continuare. Le-am explicat că, până la urmă, noi avem totdeauna ușa deschisă. Noi colaborăm inclusiv cu copiii care au terminat liceu și vor să rămână ca și mentori, partea echipei. Încercăm să integrăm, să-i luăm cu noi la concursuri. Chiar am diversificat numărul echipelor, mai nou construim câte 4, câte 5 roboți, tocmai pentru a crea diversitate, pentru a crea interacțiune între noi. Și noi am încercat totdeauna să găsim o cale de mijloc. Adică chiar dacă au fost restricții, chiar dacă a fost o perioadă un pic mai ciudată, nu am fost aberanți, am reușit totuși să ținem ușile deschise, să avem activitate. Și asta e că ne-am dorit foarte, foarte mult să mergem la concursuri. Chiar a fost supraomenesc să ajungem în Rusia. Aici, pe această cale, mulțumim celor de la Ministerul de Externe. Ei ne-au oferit atunci pașapoarte diplomatice, am reușit să plecăm. După, parcă a fost o surpriză din partea lor, ne-au invitat la Pavilionul României din Dubai, unde este o expoziție mondială super, super grandioasă. Și la fel, oamenii veneau, ei știau că la Pavilionul României, nu știu, văd poze cu natură, li se povestește despre brâncuși, chiar primeau un păhărel cu apă minerală și brusc au văzut roboți. Parcă ceva nu se lega asta, adică România nu are încă așa o, nu știu, o cultură a roboților sau să fie o legendă a roboților, de unde până unde? Și mai ales când vorbeau cu copiii și aflau că ai în spate un palmares, că roboții au câștigat locul întâi, că copiii aia, nu știu, să descurcă, să discute liber și nu e copilul ăla clasic de școală, timorat, care veșnic să uite spre profesor, adică e bine ce zic sau, nu știu, mă aprobă sau nu, lumea rămânea efectiv uimită. Și până la urmă, asta suntem cartea de vizită a României, a noi românii, a României care trebuie să fie cu adevărat, fiindcă avem o grămadă de potențial, o grămadă de copii buni, de tineri care doresc să se afirme. Eu zic că robotica este un domeniu, ce mai, o rampă de lansare pentru, prima oară, pentru dezvoltarea unui copil, dar e foarte, foarte important să-și aleagă din timp o echipă bună, o echipă care îl lasă să crească, care oferă oportunități, care are încredere în el, fiindcă doar așa poți să te dezvolți ca persoană, ca om și e foarte important să dai mai departe și să nu, nu știu, să devii așa închis sau mulți români care poate pleacă din țară și uită de unde au plecat sau măcar uită să mai vorbească românește. Noi rămânem în continuare foarte, foarte activi. Ne dorim să avem cât mai multe interacțiuni,
cât posibil fizice cu oamenii, fiindcă până la urmă e o bucurie mare și când câștigi un concurs, când, nu știu, aduci o veste bună, aduci o pată de culoare, aduci o oază de pozitivitate în griul ăsta care există, din păcate. Și noi asta vrem, să nu mai fie gri în România, să fie culos, să fie frumos, să fie roz, să fie negru, să fie culorile noastre, să fie plin de roboți, dar în același timp să înțeleagă și oamenii că activitatea pe care noi o facem, o desfășurăm, nu are, nu știu, un rol ascuns satanic, demonic, fiindcă de multe ori am fost acuzați, a, voi o să aduceți sfârșitul lumii, din cauza voastră roboții o să înlocuiască oamenii, o să ne fure sufletul, o să facă nu știu ce. Nu, până la urmă, ăsta e trendul. Nu ai cum să întorci aceste lucruri și dacă România nu ia nicio măsură în acest domeniu și în acest demers, ce facem? O să cumpărăm iarăși totul din China, o să depindem de alții? Nu, hai să facem roboții noștri, roboții românilor. Tot românii îi gândesc și îi programează, dar de ce să nu îi facem noi pentru noi? Și asta mi-aș dori mult de tot în viitor, copiii să-și deschidă firmele lor, să încerce să devină antreprenori, să fie în continuare o inspirație pentru ceilalți oameni și foarte, foarte important să nu uită de unde au plecat, să-i ajute pe ceilalți și, nu știu, să încercăm să ne ridicăm așa și ca țară și ca stare de spirit, fiindcă e clar că putem. Ionuț Panea, ultima întrebare, cât de mult ajută să ai un partener, așa cum este pentru voi și Rompetrol, ca să poți să duci povestea asta mai departe și să reprezinți România cu echipa de robotică a țării peste tot? Faptul că avem un partener stabil, loial și deschis la discuții și la creat lucruri noi împreună, pentru noi este efectiv o gură de oxigen. Noi aveam mare, mare nevoie de parteneri. De ce? În momentul în care tu ai activități, o plecare sau nu știu, trebuie să-ți cumperi piese pentru robot sau ai efectiv o urgență, dacă nu ai un mic buget pus deoparte sau cineva pe care poți să-l suni, să-i explici problema ta, să te înțeleagă, fără să-i dea mie de explicații sau să pară totul foarte suspect sau cine știe ce, este un lucru extraordinar pentru noi. Fiindcă sunt foarte mulți copii care nu-și permit să-și plătească costurile de deplasare, care sunt foarte ridicate. Nu uitați, noi nu mergem la concurs până în Bulgaria, până în Ungaria, până în Moldova. Sunt destinații foarte departate, cu costuri mari care implică bilete de avion, cazare, taxe de participare, închiriatul mașinii. Noi, din cauza că avem și lucruri de foarte mare calitate pe robot, ok, improvizezi, dar până la un punct, la un moment dat, trebuie să ții pasul cu ceilalți. Okay, și lucrurile astea se văd pe teren, noi automat tragem tare să luăm locul întâi, e clar că e o mulțumire foarte mare și pentru parteneri. Uite-mă, i-am ajutat, au confirmat, nu au venit cu scuze, nu știu, n-a ajuns robotul, s-a întâmplat ceva, au găsit o soluție, au luat locul întâi. Și e foarte, foarte important că ei nu pun o presiune pe noi. Adică nimeni nu ne-a condiționat vreodată, wow, dacă nu câștigați, nu vă mai băgăm în seamă sau nu vă mai iubim sau nu vă mai recunoaștem. Nu. Noi vrem să fie o activitate plăcută. Că asta se vede în activitate, în felul în care suntem percepuți de către societate și de către alți oameni. Dar e foarte, foarte important pentru tot mediul privat să înțeleagă că trebuie să dai ceva înapoi societății. Până la urmă, trebuie să și investești în tineret. Fiindcă e un lucru frumos, nu știu, să ajuți oamenii nevoie sau oamenii care au probleme de sănătate, doar că totdeauna trebuie să existe o balanță. Până la urmă, tu trebuie să vezi faptul că ajuți o echipă de robotică ca o investiție în viitorul României. Că chiar dacă mulți din copii, păi, ce drept, pleacă din țara asta, nu poți să-i ții cu forța, tot rămâne ceva aici. Și ceva la care rămâne știe cine l-a ajutat și știe ce percepție a avut. Și nu știi când se întoarce vreodată roata și poate și noi la rândul nostru putem să-i ajutăm. Nu neapărat cu un roboțel de prezentare sau cu faptul că le purtăm sigla cu tot dragul în piept, doar că faptul că suntem mândri că avem ca și parteneri. Și asta pentru noi zice mare lucru. Noi, de asemenea, suntem foarte, foarte loiali partenerilor noștri și recunoscători și ne dorim să fie o colaborare pe termen cât mai lung. Noi le promitem solemn că facem tot posibilul să le aducem o mare onoare și locul întâi de fiecare dată când o să putem să fim activi și ne dorim din tot sufletul să comunicăm cât mai mult cu oamenii, cu lumea, să știe ce inițiative au loc, nu neapărat că sunt făcute de noi, chiar și cu partenerii noștri, fiindcă asta e foarte, foarte important. Noi făceam marea greșeală să stăm așa un pic închiși în lumea noastră, să fie robotul perfect, să fie concursul câștigat, dar ok, trebuie să zici asta oamenilor, lumea se bucură de acest lucru, fiindcă nu trebuie să știri de genul ăsta. Și că în Africa un anumit partener, cum e Rompetrolul, a sprijinit echipa de robotică a României, în mintea omului, nu știu, crește așa bucuria. Uite-vă că cineva i-a ajutat pe copii și au reușit să câștige locul întâi. Și chiar dacă nu aveam partenerii, nu am fi reușit să ajungem nici în Dubai, nu reușeam să avem și un rezultat bun ca să ducem numărul necesar de copii și până la urmă, ce să zic, așa a fost conjunctura să fie, noi le mulțumim foarte, foarte mult și noi le promitem că nu o să dezamăgim.
Mulțumim și noi foarte, foarte mult și ne bucurăm să vă lăudăm de fiecare dată aici pe frecvențele Europa FM și să dăm veștile mai departe. Mult succes echipei de robotică a României. Mulțumim foarte mult, Ionuț Panea. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.